Nașterea, creșterea și îngrijirea pădurii se fac în mare măsură copiind modelul valabil a speciei umană. Paleontologii ar spune că umanoizii au avut ce învăța de la arbori, plantele apărând pe planetă înaintea ființelor. Trecem peste această controversă și privim cât ne permite elongația gâtului la stejarii, cu vârsta de 155 de ani de pe o câmpie din Dâmbovița. Potrivit legislației silvice, i-ar fi trebuit să fie toți recoltați încă de acum 35 de ani. Sunt arbori mamă, au dat viață din propria ghindă micuților pui de stejar care acum au vârsta de 2 ani. Un biped de sex masculin și cu inteligență silvică ne explică cum și de ce e mai important viitorul decât prezentul pentru planetă. În mod normal, arboretul matern n-ar fi trebuit să mai existe în această fază, dar datorită faptului că regenerarea nu a fost asigurată în totalitate, toată suprafața și în mod corespunzător, arboretul matern a fost menținut în vederea asigurării regenerării naturale și asigurării semințișului care să constituie viitorul arboret. După tonul patern protector, căutăm o voce feminină, al cărei mesaj nu poate fi mai bine transmis decât într-un plantaj de semințe, de brad, larice și tei. Teiuș este numele și e localizat tot în Dâmbovița. Cu sămânța cu înaltă valoare genetică produsă aici, sunt născute și crescute păduri ai căror arbori mamă nu mai pot asigura ei înșiși, prin propriile fructe, apariția uneia noi, în România, dar și în alte locuri de pe planetă. Fructificația cea mai bună a fost în anul 2013, când s-au recoltat 800 de kilograme de sămânță valorificată integral și de calitatea întâi. Din cele 800 de kilograme s-au valorificat la export 250 de kilograme cu un preț de 69 de euro pe kilogram. În ultima perioadă s-au obținut producții însemnate de semințe de larice și brad, semințe care au fost folosite atât pe piața autohtonă în cadrul activității Regiei Naționale a Pădurilor, cât și prin colaborare cu asociații ecologice internaționale, pe bază de contracte s-au exportat în Marea Britanie. Dacă bărbații și femeile în uniformă silvică lucrează cot la cot și respectă legile naturii, suratei noastre verzi îi merge bine. Am realizat și chiar am depășit suprafața pe care am avut-o la regenerări, atât la regenerări artificiale, cât și la regenerări naturale. Numai anul, în primăvara acestui an, 47 de hectare de am împăduriri integrale, le-am executat și finalizat săptămâna trecută, mai ales în zona de munte, bineînțeles la câmpie de o lună sunt finalizate, datorită stratului de zăpadă în zona Leauta Bucegi. România trebuie să-și crească suprafața împădurită de la 27 la 32%, cât reprezintă media în Uniunea Europeană.